Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Dragi prieteni, după cum puteți vedea aici, am noi modificări aici la iepuri. Vreau să mă reapuc de iepuri. Și aici cred că știți, aici era vechiul coteț al caprelor, unde au stat ultima dată iepurașii, dar l-am stricat, l-am demontat pentru că nu aveam ce să mai fac cu el. Pentru că aici se strângea apă mereu în colțul ăsta și nu avea rost să țin. Aici am făcut o nouă cușcă să mă axez din nou pe iepuri. Adică să mă axez, o să crez din nou iepuri. Aici mai am scânduri să mai fac încă o cușcă, care o să o las numai la porcușură. Aici nu mai am nimic. E gol. Am schimbat acum rapiță. Am pus rapița cât e de încordată și în locul asta, pentru că asta era prelată, se rupse și nu aveam ce să fac cu ea. Aici la noua cușcă are undeva la un metru, nu mai țin minte, un metru șapte, deci un metru optzeci înălțime, poate și mai mult. Nu știu dacă se poate vedea, pe filmare nu cred că se vede, dar e mai înalt decât cotețul ăla vechi al caprelor. Tot ce am făcut aici de un scândură reciclat, adică ce am scos de la coteț, ce am mai avut eu și am făcut, n-am cumpărat chiar nimic decât holșuruburi. Aici avem masculașul, cap de leu, celălalt mascul l-am sacrificat. Îi cu minte, cu ochi albaștri. Aici un nou model de hrănitoare, dintr-un castron de tablă, castronele între ale de tablă, la 3 litri, deci am dat pe un castron, l-am tăiat în jumătate și am decupat, am făcut în așa fel, am făcut margine, cant, aici a ajuns la fel și i-am pus grăunțe, aici au o cutiuță care am mai avut-o, ai pus să rup pâinica asta la iepuraș, uitați-le acolo, aici avem două femele noi, asta, cap de leu. Hai mai, la fel am făcut și la ăștia și la porcușori. Dați. Catu, o femelă de, mă scuzați fraților, dar zdrăcit și nu-s concentrat. Acolo avem o femelă de fluture pe negru, Janet. Opa. Și acolo o femelă metiș de grifer, nu știu dacă e originală, nu cred că e originală pentru că le-am luat la un preț de nimic și asta m-a bucurat. Tați, asta este femela, nu cred că este uriaș grifer, dar asta este fluture, Janet. Așa, aici femeluța cap de leu care este gestantă, e destul de mare de montă de acum. Tăță. Are scris termenul aici pe 1 ianuarie. Am dat-o. Hai mă, papă, papă. Așa, ia și papă acolo. La fel și la ea, aici are lucernă. Grăunțe. Da, și cam atât. Aici la iepuraș. O să mergem acum să vă arăt și caprele. Tați, căprițele. Asta roșu a început să depună. Nu o să mai meargă mult. Tați, și asta albă, Zanen, Sanen. Mulți jumate știu dintre oameni cum ar veni că este Zanen și Sanen. Unii le spun Sanen și unii Zanen. Dar eu îi spun Sanen. Ia uitați și asta roșă. Cum v-am zis, a început să depună și a lăsat pulpa. M-am cam dezobișnuit să fac vloguri. Uitați cum mănâncă. Asta este mai mâncăcioasă. Da. Asta stă mereu jos, stă, adică nu are o problemă de sănătate, dar mai mereu, când o găsesc,
stă pe jos. Azi le-am dat drumul afară, s-au mai jucat, pentru că de aproape o lună de zile nu le-am dat drumul afară deloc, le-am dat. Asta nu prea are burtă, dar a început să depună. Asta are burtă mare, dar mai are până când o să fete. Da, și cam atât a fost și cu acest videoclip. Noi ne revedem în clipul următor, pa, pa!